Bineînțeles, formația Locatarii. Formația Locatarii este o formație care s-a înființat la cererea publică. Tavi Epan, este vorba de Tavi Epan, cel care pe vremuri chiar a făcut și formația Cargo, dacă ați auzit. Așa. Și emigrând în Germania, la primul concert Cargo au fost 12 inși. Da, au fost mai bine. Ok. Cei care ar dori să ne asculte, chiar am dorit să vină în față, sau cât mai aproape de noi. Tavi. Fiind o trupă preponderent din Timișoara, chiar prima piesă o cântăm, este vorba de Cimitirul Eroilor. După cum știți, acolo s-a întâmplat o chestie nemaipomenită, am avut o revoluție, dacă se poate numi așa. Și noi am considerat că este necesar să facem o piesă pentru acei oameni pe care nu-i vom mai vedea, dar se pare că îi simțim tot mai aproape. Și practic ei s-au sacrificat pentru noi, au murit chiar la drumul pentru noi și am zis că e datoria noastră să le dedicăm și să nu-i uităm niciodată. Piesa se numește Cimitirul, a fost dată de câteva ori pe TVR, s-ar putea să o fie ascultat, s-ar putea să nu. Ceea ce vă sugerez este să ascultăm textul și nu e o piesă, practic, e o rugăciune mai mult pentru cei care chiar au murit pentru noi. Thank you.
mulțumim, asta a fost la teatru. Vorba de o piesă de la YouTube. Interpretată în manieră proprie. But I'm still having fun.
Ok, următoarea este Hero Coca Extrazina, așa se numește piesa, un pic cam ciudat. E vorba de unul bun și unul rău, deci ideea e să nu luăm droguri, să nu... Chiar a fost mișto, am cântat ieri la Ghiula, vreau să vă spunem, într-un oraș micuț, dar cu liceu românesc. A fost extraordinar, au fost o grămadă de copii, puștani, concertul s-a numit Yes Rock, No Drugs. Și chiar l-am explicat despre această piesă, să nu consume, normal e cel mai bine, mai bine bei o bere sau un vin, sau, dar să nu consumi. Și chiar au fost entuziasmați de idee și au percutat, ca să zic așa, le-a plăcut, deși tot așa ca și noastră, nu ne-am știut, nu ne-am cunoscut, dar până în final am colaborat împreună și a fost foarte mișto. Vreau să zic că n-a fost posibil să ieșim la Ghiula și n-a fost posibil să ne întâlnim astăzi fără ajutorul lui Adi Simon, este managerul nostru și îi mulțumim foarte mult pe această cale. A făcut un efort fantastic ca să ne putem întâlni și noi, la rândul nostru, v-am mai sunat, prieteni, haideți totuși să se întâmple ceva în țara asta și să se întâmple ceva și pentru mișcarea asta. Rock, și noi chiar încercăm să îndrumăm tinerii spre a nu consuma. E o piesă, hai să zic, un pic mai durană, așa, mai pare la prima vedere. De fapt, ea are un mesaj foarte clar. Nu consumați, nu lua, nu fi slab și nu consuma droguri. We'll be right back.
Mulțumim! Mulțumim, Barila! Și formația Night Losers este aici alături de noi. Mulțumim frumos, Barila! A venit să ne asculte. Îmi spui după aia dacă îți place. Pe vremuri când eram și noi mai tineri, vedeți că noi suntem o trupă tânără, dar cu muzicieni, hai să zic, mai vechi, mai uzat. Cântam Senti, mai știți? Hai să te fac un Senti. Și asta e o piesă mai Senti, așa. Se poate și dansa, dacă vreți. Iulia, du-te. Piesă mai de inima albastră. Într-o seară întâmplătoare,
Și acum vorba lui Popică, vom intra în subiect. Piesa Locatarul este gata și videoclipul la piesa asta. S-ar putea să apară, nu știu când, depinde de mai mari de la București. Dar Locatarul e un tip foarte nasol, Gaciu, de cap, mă, nu-și plătește cheltuielile, nasol, lasă și Gacica, e dur de tot. Caparila, Locatarul e Barila de la 4. Thank you.
Fortune este o piesă foarte mișto. Tot un cover, încercăm să-l cântăm. Thank you.
Thank you.
Ok. Mai avem două piese pentru dumneavoastră. După cum ați observat, nu v-am chinuit, n-am făcut-o din două reprize, să... una și bună. Deci încă două piese. După care sper că ați primit CD-ul, nu? Adi, au CD-ul oamenii? Unele piese sunt sigur că o să vă placă de pe CD. Ne bucurăm că l-aveți și data viitoare. Și pliantul. Uite, domnișoarele nu au CD. Adi. Se rezolvă. Thank you.
fi pe următorul album piesa. Acum e vorba de VVV, Alina, de ultima piesă din program. E vorba de un gagiu care se uită pe internet și crede că a pus-o de o tipă, o gagică, nu știu ce. Și până la urmă o să vedeți că se întâlnește până la sfârșitul povestii. El se întâlnește de fapt cu un travestit. Asta e. Dacă puteți asculta un pic textul e haios. Yeah.
Fabie Pan, omul care a venit din Hamburg. Ok, Popică a venit din Paris, Victor a venit din Timișoara, nu știți, Lică din Timișoara, noi doi din Arad, Radu și cu mine, cu cuvânt locatarii. Vă mulțumim mult de tot!